Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria din România, prin filiala Ploieștii din Suceava, i-a oferit Spitalului Județean de Urgență Suceava o diplomă de excelență în semn de recunoștință pentru lupta eroică dusă în pandemia COVID-19. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria din România, prin filiala Ploieștii din Suceava, reprezentată aici din domnul președinte, domnul de trage Nicolae Miga, domnul colonel Cristi Hociun, domnul colonel Crăciun Costel și maestru militar Gabriel Dumitru, care de altfel este și veteran, doresc să apreciez activitatea spitalului așa cum simt ei că ar putea să o facă. De conținutul textului, aici în dreapta avem emblema Asociației Naționale Cultul Eroilor, iar în stânga este o cască militară care simbolizează lupta. Lupta pe care și dumneavoastră ați dus-o în modul în care ați știut dumneavoastră să o duceți. Vă rog să-mi permit să dau citire diplomei de excelență. România, Asociația Națională Culturilor Regina Maria, filiala județeană Ploieștii, Suceava, biroul executiv, diplomă de excelență. Se acordă Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava în ziua de 28 mai 2020, înălțarea Domnului și ziua Eroilor Neamului. Pregătirea dumneavoastră profesională de excepție și grija pentru viețile semenilor sunt virtuți probate care nu au trecut neobservate. Noi, sucevenii, aflați în căutare de pe urmărare, am regăsit în lupta dumneavoastră chipuri de eroi ai că ai aceste primăveri de foc. Vă prețuim și vă respectăm pentru ceea ce faceți. Semnează președintele filialei județene Suceava Ploieștii, Asociația Națională Culturilor, colonel în retragere, Nicolae Niga. Domnule director, vă rog să primiți această semn de respect și recunoștință. Am întârziat datorită problemelor care au fost, trebuia de ziua eroilor. Mulțumim mult! Întâlnim efectiv o atmosferă de muncă și o atmosferă de coagulare, de coeziune, de grup. Foarte bine, experiența ne arată că, practic, caracterele se întăresc și noi ne întărim, nu din viața pe roz, ci atunci când avem greutăți și atunci când sunt vicisitudinile mai mari. Cu părere de rău, am văzut că Suceava, într-adevăr, a trecut prin ceea ce a trecut din punct de vedere medical, dar vreau să cred și să luăm ceea ce este bun din treaba aceasta, să realizăm că ne-am întărit. Și vreau să cred că ne-am întărit, în primul rând, moral, pentru că ar fi normal ca noi românii să regândim, să ne repoziționăm vis-a-vis de atitudinea noastră față de oameni, față de cei ce muncesc, pentru că trebuie să-i apreciem, să respectăm pe oameni atunci cât sunt, atunci când putem, ne uităm în ochii lor și să le spunem mulțumesc. Și spun lucrul acesta, nu o spun de la mine, înaintoașii noștri, dacă ne gândim și ne uităm bine ce spune în imnul eroilor, acolo spune eroi au fost, dar deopotrivă spune eroi sunt încă. Deci este normal să ne plecăm fruntea în fața celor ce muncesc și, domnilor doctori, vă mulțumim că ați acceptat, deci dumneavoastră ați acceptat propunerea noastră de a fi acum în rândul domnilor voastre. Da. Și acceptați, vă rog, să vă mânăm drapelul tricolor al României. Și eu încerc să scot și eu masca, că altfel nu se poate să nu se rutem. Și vă rog să acceptați să primiți câte o insignă din partea asociației. Care marchează calitatea de membru de onoare al organizației noastre, fără să plătiți cotizații, numai decât. Am fost mai mare de 3 ani decât dumneavoastră, nici eu invitat să vă... Și v-am știut permanent în frunte, ca așa cum.